Voi face în cele ce urmează un unboxing unui gadget extrem de interesant și la mod acum. Este vorba de o pereche de ochelari cu care puteți experimenta realitatea virtuală. Cum spuneam, este un gadget interesant și la modă în zilele noastre. A spune că nu trebuie să lipsească celor pasionați de tehnică, de gadgeturi noi și celor ce vor să trăiască o experiență inedită. Cam așa arată cutia acestui produs. Este o cutie neagră și elegantă. Nu avem specificații tehnice decât poza produsului, însă ceea ce ne interesează găsim înăuntru cutiei. Haideți să lăsăm ambalajul deoparte și să vedem ce găsim în cutia produsului. Nu uitați că acesta este un unboxing, vedem ce găsim în cutie, ce accesorii ne oferă producătorul împreună cu această pereche de ochelari pentru realitatea virtuală și într-un alt clip veți vedea cum se folosesc acești ochelari și practic ce înseamnă, ce putem face cu ei și de ce am spus la începutul clipului că recomand oricărui posesor de telefon mobil acest gadget. Iată și perechea de ochelari. O punem puțin deoparte. Și este interesant că în cutie găsim și o telecomandă specială pentru această pereche de ochelari. Și cam atât. Ok? Ne interesează și această telecomandă. Vom desface, ne vom uita puțin la ea. Și desigur că vom vorbi în materialul de review video mai pe larg. Până atunci, cam așa arată această pereche de ochelari. Iată-o. VR. Ochelari pentru realitatea virtuală. Sunt fabricați din plastic, însă au aici un burețel acoperit cu material din piele. Și împreună cu o curea elastică ce se adaptează. O curea ce vă ajută să fixați acești ochelari pe cap. Ok, cam așa arată ochelarii. Și acest capac se dă jos. De ce se dă acest capac jos? E bine pentru a putea folosi aplicația de cameră pe care o puteți descărca din Google Play. Vom vorbi despre asta și în materialul de review. Veți putea trăi și experimenta realitatea virtuală în timp real, ca să spun așa, folosind aplicația de cameră. Însă, aș spune că puteți da acest căpăcel jos și pentru a auzi sunetul ce iese din difuzorul telefonului, mai bine. Sau eventual pentru unele modele puteți conecta și o pereche de căști. Haideți să vedem puțin și construcția lor. Practic aici se introduce telefonul în acest locaj. Trebuie să știți că această pereche de ochelari se potrivește telefonelor cu diagonala ecranului între 4,7 și 6 inci, deoarece, așa cum vedeți, pot fi configurați după, se pot adapta diagonalei telefonului vostru, fără nicio problemă, indiferent că aveți un telefon mai mic de 4,7 inci, 5 inci, 5,2, 5,5 sau 6 inci. Ok, mai departe există butoane dedicate pentru ajustarea focalei și a distanței. De aici ajustăm distanța și mai există un buton aici cu care putem ajusta focala. Iată. Trebuie să știți că
datorită construcției, acești ochelari pot fi folosiți și de persoanele ce suferă de miopie sau de cei care poartă ochelari, așadar nu constituie un impediment faptul că purtați ochelari, îi puteți folosi și vă puteți bucura de realitatea virtuală fără nicio problemă. Ok, cam așa arată această pereche de ochelari. Este o pereche de ochelari, cum spuneam, fabricată dintr-un plastic solid, un material moale, pentru a nu vă jena atunci când îi folosiți. Lentilele pot fi reglate, distanța poate fi reglată, puteți introduce un telefon mai mic sau mai mare, cu o diagonală ecranului mai mică sau mai mare, cum spuneam, de la 4,7 până la 6 inch, și foarte important, imaginile sunt secrete, nicio persoană nu poate vedea nimic, absolut nimic, deci voi sunteți singurii ce vă veți bucura de această experiență ce vă este oferită de ochelarii pentru realitatea virtuală. Vom vedea în materialul de review cum îi folosim, ce aplicații sunt potrivite pentru această pereche de ochelari. Trebuie să știți că în Google Play există practic o grămadă de aplicații și dacă actualizați aplicația de pe YouTube, instalată deja pe telefoanele voastre, vă veți bucura de absolut toate clipurile preferate de voi de pe YouTube împreună cu această pereche, deoarece cei de la YouTube oferă suport pentru ochelarii aceștia, pentru toate tipurile de ochelari, și cam așa arată telecomanda pe care o veți primi în pachet. Este un gamepad. Vom vedea ce anume face și cum se folosește această telecomandă. Ok, cam acesta a fost unboxing-ul acestei perechi de ochelari pentru realitatea virtuală. Rămâne să vorbim mai mult în materialul de review.